Felicitări la mulți ani, s-a terminat spectacol, felicitări foarte, foarte bine. Cum a fost? Da, răspuns final, da, a fost așa cum trebuia să fie, cu good vibe, dansăcios. Super bine a fost, i-am simțit pe toți, a fost bestial, abia așteptăm următorul concert. Așa mi-aș dori să avem public în fiecare, la fiecare concert al nostru. Și ne pare rău că nu putem să mergem peste tot cu show-ul ăsta. Mie îmi pare rău că încă n-am făcut concertul de 20 de ani, dar mai am răbdare 10. Nu știu, domne, dar mie îmi place ecranul ăsta. A fost foarte frumos și am văzut că acolo pe ecran ați avut niște mesaje de la mulți prieteni care au fost proiectate acolo pe sală. Păi am avut. Ce să facem? Să spune ce ne aflăm aici, de ce sunteți pe spațiu, pentru că o parte din El Negru, nu? Ne-am adus aminte de trecuturile noastre. Noi am colaborat cu El Negru 2 ani de zile. Pentru mine a fost, să zic, ucenicie în showbiz românesc. Ne doream, visam noaptea cum să facem să avem o trupă mare și frumoasă, până când ne-a cooptat Bogdan. Am făcut parte din El Negru, dar am făcut parte doar 6 luni. A fost o perioadă frumoasă. Le urăm la mulți ani și să țină tot așa. Acum la 10 ani. Păi s-a schimbat cam totul în decurs de 10 ani, am ajuns la o anumită maturitate, zicem noi, muzicală. Băi, avem ca un refresh așa, ne-am dat un refresh și avem o mulțime de proiecte. Din concertul ăsta am vrea să facem un DVD, din turneu care urmează 10 alte localități, să mai facem iar niște filmări, un acustic, avem multe idei în cap, să vedem ce o să fie.